Claudiu Dumitrescu povestește că pasiunea pentru fotografie este o moștenire de familie. Din întâmplare am dat peste aceste CD-uri și așa am și hotărât să organizez o expoziție. De unde pasiunea asta pentru fotografie? Asta este o pasiune din familie, provin dintr-o familie de fotografi, atât bunicul cât și tatăl meu au fost fotografi în oraș și... Toate instantaneele prezentate în cadrul expoziției au o poveste și transmit câte un mesaj. E un moment inedit, să zic. Chiar eu l-am dat copilului și m-a impresionat fericirea lor în ciuda faptului că putem să spunem că sunt niște oameni ai străzii și... Totuși, au întotdeauna resursele necesare să fie veseli și fericiți. Iubitorii de fotografie pot admira în cadrul expoziției lucrări vechi de 30 de ani realizate de artist în tinerețe, imortalizate cu primele aparate foto. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj vă invită joi 8 februarie 2024 de la ora 16:30 la vernisarea expoziției Urmele Timpului la sala Florin Isuf. Artistul Claudiu Dumitrescu nu se limitează la o singură expoziție, el va organiza și alte vernisaje.